Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! În videoclipul de astăzi, așa cum vă puteți da seama din titlu, vreau să vorbim despre un subiect pe care nu l-am abordat până acum pe canalul ăsta și anume romane istorice. Dacă mă urmăriți de ceva vreme și dacă mi urmăriți rap-up-urile mai ales, veți ști că nu este neapărat acel gen de carte spre care eu mă îndrept cel mai des, dar în momentul în care fac chestia asta îmi plac foarte mult. Este un gen de carte un pic mai dificil, dar mi se pare că în momentul în care un autor reușește să scrie un roman istoric bun cu adevărat, rezultatul este incredibil. Cred că tocmai de asta mi-e oarecum teamă de genul ăsta, pentru că mi se pare foarte ușor să greșești un roman istoric, pentru că din punctul meu de vedere ca autor trebuie să fii foarte atent pe de o parte la acuratețea istorică, dar pe de alta și la trăiri și la emoții și trebuie să găsești așa un echilibru între obiectivitatea faptelor și subiectivitatea emoțiilor pe care trebuie să le transmiți. Cu toate astea, am vrut să împart astăzi cu voi 5 cărți care, din punctul meu de vedere, au găsit perfect acest echilibru. Mai mult decât atât, am încercat să mă gândesc la cărți care se adresează unor publicuri diferite, din perioade diferite, pentru că eu, sinceră să fiu, în momentul în care mă gândesc la romane istorice, cel mai adesea mă îndrept către Germania nazistă, pentru că în sine este o perioadă din istorie care pe mine mă interesează și mă intrigă foarte tare. Am zis însă că puțină diversitate este mereu binevenită și dacă stați până la capăt veți vedea și un concurs de care eu sunt tare, tare încântată. Prima carte pe care vreau să vă arăt însă este O cale îngustă spre Nordul Întunecat de Richard Flanagan, carte care a câștigat Man Booker-ul în 2014 și care a apărut la noi la editura Litera. Este o carte pe care am citit-o pentru evenimentul de lansare pe care l-am avut pentru volumul ăsta, eveniment care s-a desfășurat la noi la bibliotecă. Am citit-o foarte repede pentru că a trebuit să o citesc, trebuie să recunosc. Nu știu dacă m-aș fi îndreptat spre ea dacă nu era acest eveniment. Dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult pentru că, în primul rând, este scrisă de un autor australian și v-am mai zis deja că eu nu citesc suficienți autori australieni și mi se pare cumva o perspectivă nouă față de toți americanii și britanicii pe care îi citesc eu în mod normal. Și mai mult decât atât, mi-a plăcut foarte mult că este o carte care, într-adevăr, se desfășoară în preajma celui de-al doilea război mondial, dar nu în Europa, ci în Japonia. Este vorba despre un chirurg australian care este deportat într-un lagăr din Japonia, unde se va construi o cale ferată foarte lungă. Evident, această cale ferată este pur și simplu un experiment, pentru că e clar că vor muri foarte mulți oameni, au murit foarte mulți oameni încercând să construiască această cale ferată. Mi-a plăcut cartea asta pentru că este foarte dură și foarte violentă, dar nu doar din punct de vedere fizic, nu știu dacă o să aibă sens următoarele propoziții, dar mi se pare că este o violență care te atinge un pic mai mult, nu sunt doar cadavre și nu sunt doar amputații și nu sunt doar oameni în agonie, dar este genul de suferință care te impresionează mult mai mult, sau pe mine cel puțin m-a impresionat mult mai mult, și este genul de violență cu care eu personal nu sunt obișnuită, pentru că dacă vedem violență în filme, vedem chestii foarte viscerale, dar în cartea asta cumva este ceva așa care plutește în aer și mi-a plăcut foarte mult în schimb. Am impresia că i-am dat 4 stele din 5 pe Goodreads și mi-a plăcut mult că avem, pe lângă destinul lui Dorigo în acest lagăr de concentrare, avem și o oarecare poveste de dragoste, dar din nou nu este o poveste cu happy end, nu este el care pur și simplu își aduce aminte de o iubire fericită și atât. Este mult mai mult de atât și este sincer o lectură pe care eu o recomand. Nu o recomand copiilor, în schimb, absolut deloc. O carte pe care o recomand copiilor, în schimb, este o carte de non-ficțiune, dacă stăm bine să ne gândim, și este evident Jurnalul lui Anne Frank, a apărut la editura Humanitas. Este o carte pe care i-am citit-o când aveam vreo 20 de ani, dar mi se pare că este o carte potrivită pentru copii, pentru că, la urma urmei, autoara este ea însăși un copil. Așa cum probabil știți, sunt notițele acestei Anne Frank în momentul în care ea și familia ei trebuie să se ascundă de naziști, pentru că erau evrei, și se ascundă în podul unei case din Amsterdam. Sunt pur și simplu însemnări de jurnal, așa cum îi spune numele, și ce mi-a plăcut mie extraordinar de mult la cartea asta este faptul că se vede atât de clar că este scrisă din perspectiva unui copil și mi se pare că pe lângă tot dramatismul situației și pe lângă faptul că ea la un moment dat își dă seama de lucrurile care se întâmplă, avem însă și multe lucruri din viața de zi cu zi a unei familii cu niște copii, certurile aferente unui grup de oameni care stau într-un spațiu atât de restrâns, avem însemnări de anumite jocuri pe care ei le joacă ca să mai treacă timpul. E pur și simplu, până la un anumit punct,
o familie normală care este însă într-o situație foarte ingrată și foarte dificilă. Și v-am zis, îmi place extraordinar de mult acest echilibru între modul în care Anne Frank percepe ce se întâmplă, modul în care ea își dă oarecum seama ce se întâmplă și modul în care încearcă totuși să ducă o viață cât de cât normală, dacă se poate pune problema și așa. Evident, cartea asta nu are un sfârșit în adevărat în sensul cuvântului, așa cum probabil știți, și asta, din punctul meu de vedere, o face cu atât mai impresionantă, tristă, dar impresionantă, și cred că este o lectură potrivită atât pentru cei mici cât și pentru cei mari. Este genul de carte din care la vârste diferite înțelegi lucruri diferite, dar cred că este o carte pe care ar trebui să o citească și copiii și adulții în aceeași măsură. O altă carte pe care cred că ar trebui să o citească și copiii și adulții este, evident, Hoțul de cărți de Marcus Iusac, apărută la noi la editura Rao. Nu am cartea să vă arăt pentru că am citit-o în engleză, dar asta nu o face mai puțin bună, din contră. Este o carte pentru adolescenți, sau cel puțin așa este promovată, însă, din nou, este o carte pe care eu am citit-o la 21 de ani. E o carte de ficțiune de data asta, din nou despre Germania nazistă, dar este o carte extraordinar de frumoasă. Nu știu dacă putem să-i spunem neapărat roman istoric în adevăratul sens al cuvântului, pentru că doar este plasată acțiunea în contextul respectiv, restul este ficțiune. Însă mie mi se pare, cu puținele cunoștințe pe care le am, că portretizează foarte bine societatea și starea de atunci. Avem, evident, personaj principal pe Liesel, o fetiță care trăiește cu o familie care ascunde un evreu în subsolul casei lor. Și este o carte foarte frumoasă despre prietenia dintre Liesel și acest bărbat. Nu vă gândiți la prostii, pentru că nu are nimic de a face cu asta. Este vorba despre dragostea pentru cărți și dragostea pentru cunoaștere într-un mediu în care această dragoste ți este interzisă la urma urmei, pentru că știm cu toții că au fost foarte multe cărți interzise în perioada aia și că nu era neapărat cel mai bine privit hobby, ca să zic așa. Din punctul meu de vedere, este o imagine ușor romanțată a ceea ce se întâmpla în perioada respectivă, dar asta și pentru că este o carte pentru adolescenți. Mi-a plăcut mult faptul că, deși este un pic romanțată, deși este mai pură decât alte cărți, sau cel puțin așa am perceput-o eu, nu este exagerat. Chipuiți-vă că naratorul acestei cărți este moartea. Asta e tot ce pot să vă spun. Și din nou mi se pare un stil foarte frumos și un mod inedit și diferit de a prezenta, la urma urmei, lucruri care au mai fost prezentate de atât de multe ori până acum. Al patrulea roman pe care vreau să vi-l prezint este Sânge și Splendoare de Sarah Dunant, apărut la editura Humanitas. Este un roman despre familia Borgia, despre papii din familia Borgia, din secolul al XV-lea, dacă nu mă înșel, se întâmplă acum multă, multă vreme. Este un roman pe care eu am vrut să-l citesc de când Sarah Dunant a venit la București, la FILB, la Festivalul de Literatură de la București, și a citit un fragment din cartea asta, care mie mi-a plăcut tare, tare mult. Este un roman pe care nu-l recomand copiilor, pentru că are destul de multe scene de sex. Nu mai țin minte dacă are și violență fizică neapărat, dar sexul este acolo, așa că nu-l recomand copiilor. Este un roman ușor diferit, tocmai pentru că eu nu știu foarte multe despre lumea asta. Pentru cei care s-au uitat la serialul The Borgias, evident că nu este nimic nou. Eu, în personal, nu am văzut acel serial. Dar mi s-a părut exact genul de abordare pe care o au genul ăsta de seriale, cum ar fi The Tudors, de exemplu. Mie The Tudors mi-a plăcut extraordinar de mult și tocmai de-aia vreau să citesc romanele istorice scrise de Philippa Gregory, de exemplu. Evident, are foarte mult de-a face cu influență, corupție, violență, dar nu la gradul ăla de violență, intrigi foarte multe, într-o oarecare măsură cred că poate fi privit și din perspectiva poziției femeilor în acea societate. Nu știu, un roman care mie mi-a plăcut mult, așa cum am zis, este altceva față de ce citisem până atunci. Și mi-a plăcut din nou că nu este o imagine romanțată, din contră. Personajele din această familie sunt prezentate ca fiind niște personaje destul de rele din punctul meu de vedere. Nu știu în ce măsură într-adevăr au fost așa, am tot auzit povești despre cât de îngrozitoare au fost papii din clanul Borgia, ca să zic așa, dar nu știu, efectiv, nu știu, nu am citit eu personal istorie despre chestia asta, așa că pot să o cred pe cuvânt pe Sarah Dunant. Sarah Dunant zicea că a cercetat foarte mult, că a citit foarte mult, dar rămâne de văzut. Mie personal mi-a plăcut mult această carte și o recomand
atâta vreme cât țineți cont de faptul că nu este o carte pentru copii. Ultimele două cărți care sunt la granița cărților dintre adolescenți și adulți, evident, cred că le-ați ghicit deja, sunt cărțile Rutei Sepetys. Am decis să vi le prezint pe amândouă pentru că le-am citit pe amândouă și mi-au plăcut foarte mult. Este vorba despre Printre tonuri cenușii și O mare de lacrimi, ambele apărute la editura Epica. Și cum am zis în recenzia pe care am făcut-o pentru O mare de lacrimi, îmi place foarte mult că Ruta Sepetys se abordează niște subiecte despre care eu cel puțin nu știam absolut nimic. Printre tonuri cenușii este despre o familie din Lituania care este dusă, deportată de fapt în Siberia, iar O mare de lacrimi este din nou despre o navă, un accident maritim foarte grav, pentru că un vapor în care erau aproximativ 9.000 de oameni este torpilat de un submarin rusesc. Din nou, ambele se petrec în preajma celui de-al doilea război mondial, dar sunt lucruri despre care eu personal nu știam nimic și am impresia că multă lume nu știe nimic. Și mama a citit Printre tonuri cenușii și i-a plăcut mult. Sper să-i placă și asta când o să-i o dau să citească. Cărțile astea ambele sunt scrise din perspectiva unor adolescenți, ceea ce le face ușor de citit de către adolescenți, dar nu numai. Că mie personal mi se pare genul de cărți care te impresionează foarte tare, pe mine cel puțin m-au impresionat foarte tare amândouă. Nu au neapărat un happy ending, deci nu vă așteptați că, ok, toată lumea trăiește până la adânci bătrâneți și cu asta basta, dar sunt niște cărți în care avem ce învăța foarte multe, învelite în această idee de poveste și de ficțiune și de personaje cu care poți relaționa foarte bine. De asta îmi plac cărțile ei și de aia sunt tare nerăbdătoare să văd ce mai scrie. Și în plus, ambele cărți vor fi transformate în filme cât de curând și cred că ambele vor face niște filme foarte bune. Dacă ați ajuns până aici, bănuiesc că v-ați dat seama deja care este miza concursului din acest videoclip. Evident, voi da ca premiu aceste două cărți, Printre tonuri cenușii și O mare de lacrimi de Ruta Sepetys, mulțumită celor de la editura Epica. Dar sunt două chestii foarte drăguțe pentru acest concurs. În primul rând, faptul că nu o să avem un singur câștigător, ci vom avea 5. Prin urmare, eu am primit 10 cărți, 5 pachete, a câte două cărți, pe care 5 dintre voi le veți câștiga. Ce-mi place însă și mai mult este faptul că, deși O mare de lacrimi este o carte normală, ca orice altă carte, you know, frumos, cu perspective multiple, cum îmi place mie, Printre tonuri cenușii are o mică surpriză pentru voi. Mica surpriză se regăsește aici. Printre tonuri cenușii, cele 5 exemplare sunt semnate de Ruta Sepetys. Așadar, 5 dintre voi vor putea câștiga O mare de lacrimi și Printre tonuri cenușii cu autograful autoarei. Tot ce trebuie să faceți ca să vă înscrieți la concurs este ca în primul rând să fiți abonați ai canalului Irina Citește și în al doilea rând să-mi spuneți ce carte istorică sau ce carte care nu este situată în ziua de astăzi, fie ați citit, fie vreți neapărat să citiți, fie îmi recomandați mie. Oricum, vreau să pornim o discuție despre aceste romane istorice și încă o să de comentarii de mai jos. Dacă v-a plăcut acest clip, thumbs up, de asemenea abonați-vă dacă vreți să fiți la curent și cu alte videoclipuri și noi ne vedem săptămâna viitoare când o să vă arăt ce cărți am mai citit în ultima perioadă. Până atunci, citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!